Ministrul Energiei Sebastian Burduja a declarat la Mondo TV că va veni în Valea Jiului la sfârșitul acestei săptămâni. Este prima vizită oficială după înființarea noului complex energetic Valea Jiului. Burduja este de părere că aplicarea viitoarelor tehnologii prietenoase cu mediul ar revitaliza și prelungi exploatarea cărbunelui în Valea Jiului. Trebuie să vedem ce șanse au tehnologiile de captare a dioxidului de carbon și dacă vom putea exploata cărbune într-un mod curat și responsabil cu mediul. Aceste tehnologii sunt încă într-un stadiu incipient de dezvoltare și, deci, foarte scumpe. Dar, la progresul tehnologic și științific, putem aștepta ca în 5, poate 10 sau 15 ani să vorbim de o exploatare a cărbunelui fără emisii de dioxid de carbon sau cu emisii foarte scăzute, ceea ce ar putea însemna și revitalizarea exploatării de cărbune în Valea Jiului și pe termen lung și foarte lung.